În aceste zile premergătoare praznicului nașterii Domnului au fost organizate concerte de colinde în orașele importante ale Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului. Și Catedrala Voievodală din municipiul Curtea de Argeș a găzduit aseară un asemenea eveniment. Au cântat grupul de colindători al școlii Sfânta Muceniță Filofteia din Pitești, ansamblul Topologul, corul Mărturisitorii și corul Liceului Tehnologic Ferdinand I. Cuvântul rostit, ierarhul a evidențiat că în această atmosferă de colind, cântul izvorât de la Duhul Sfânt se îmbină și se completează perfect cu arhitectura deosebită a catedralei. Omul dorește să audă cânte, înseamnă că Duhul Sfânt e el. Atunci când cântă cineva, înseamnă că atunci cântă Duhul Sfânt din om, din spațiu. Acesta domnesc catedrală, Sfântul Nevoie Basarab. Eu am stat și afară și am ascultat colinzile prime, toate colinzile, am ascultat afară. Și m-am uitat și cum este, cum se premiază pe cer catedrală. Ce frumusețe, ce supleție extraordinară. Este ca un cânt, e ca un cânt fantastic și când mai și se cântă, deci arhitectura combinată, împletită cu cântul, este o lucrare desăvârșită. Deci biserica, arhitectura capătă viață prin glasul și prin energia de creată care este în fiecare dintre noi. Programul de colinde a fost încheiat de grupul psaltic Sfântul Neagoe Vodă Basarab al Catedralei Voievodale, condus de părintele Andrei Mihai.